Codul rutier din România va suferi numeroase modificări în următoarea perioadă, iar unele dintre ele au fost deja adoptate de parlamentari venind la pachet cu sancțiuni aspre și amenzi usturătoare pentru cei care încalcă legea. Viața samsarilor va deveni mai dificilă dacă și-ar dori să nu fie corect cu potențialii clienți. Problemele lor pleacă de la introducerea certificatului RAR Autopass, un certificat ce va avea un număr de kilometri adevărației mașinii ce urmează să fie vândută, dar și o evidență a evenimentelor rutiere majore în care a fost implicat autovehiculul respectiv. Inițiativa care a fost deja adoptată de senatori și urmează să se bucure de votul afirmativ din Camera Deputaților, pe lângă amenzi va veni cu pedepse penale pentru fraudarea kilometrajului și netransmiterea către RAR a datelor prevăzute în noua lege. Noile sancțiuni nu vizează însă doar șoferii care urmează să vândă o mașină, ci și producătorii sau dealerii de mașini, respectiv serviciurile auto. Ideea de bază este ca RAR să înființeze și să actualizeze constant un registru electronic cu istoricul vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, iar pe baza informațiilor din acea bază de date se elibereze certificatul RAR Autopass celor care vor să vândă un autoturism. Printre amenziile incluse în noua lege se menționează între 20.000 și 50.000 de lei pentru manipularea odometrului și orice altă acțiune care influențează numărul kilometrilor parcurși de o mașină care nu sunt afișați pe bord. Netransmiterea la RAR a informațiilor stabilite pentru a fi introduse în registrul electronic se sancționează într-o manieră similară. Între 10.000 și 30.000 de lei vor plăti producătorii de vehicule rutiere, importatorii sau distribuitorii care nu transmit la RAR informații legate de campaniile de rechemare în service a autovehiculelor. Amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei se vor aplica pentru transmiterea de informații eronate de către stațiile ITP și atelierele de reparații, iar introducerea pe piață, punerea la dispoziție, ori utilizarea de echipamente destinate manipulării odometrului se sancționează cu amenzi cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei, relatează playtech.ro.